Incident șocant la sfârșitul unei partide de tenis. Marele campion Novak Djokovic a fost rănit serios după ce un spectator a aruncat cu o sticlă spre el. În timp ce semna autografe pentru fanii prezenți la meci, sârbul s-a trezit lovit în cap cu un obiect venit dinspre tribune. Vizibil afectat, Nole s-a prăbușit la pământ, unde a rămas câteva secunde bune înainte să fie ajutat de oamenii din jur să se ridice și să se îndrepte către vestiare. Imaginile s-au viralizat rapid, iar internauții nu au întârziat să-și dea cu părerea. Unii spun chiar că sârbului i s-a spart capul și a sângerat. Numărul 1 mondial este programat să revină pe teren mâine.